Nu reușe să bage mingea în nație. Echipa antrenată de Liviu Ciobotariu a terminat la egalitate scor 0-0 la -0 al cincilea amica la Lierni cu echipa de pe locul 9 din campionatul Rusiei cu Ban Krasnodar. În urma deznodământului de ieri, vasluienii au strâns în palmares patru remize și o înfrângere. Galben Verzi suferă în continuare la capitolul ofensivă. Au dominat meciul cu rușii, dar nu a avut cine finaliza. Astfel, la fel ca și în meciul cu polonezii, galben-verzii și-au sufocat adversarii pe toată durata primei reprize, iar spre final doar imprecizia a făcut ca Mason și Rodrigo să nu-și treacă numele pe lista marcatorilor. În a doua parte, antrenorul Vasluiului a operat aceleași modificări ca și în precedentele amicale, numai că de această dată jocul a avut mai puțin de suferit. Jucătorii s-au găsit mai bine cu pasele, apărarea și mijlocul au părut mult mai închegate, tot ce a lipsit a fost golul. O contribuție semnificativă la stabilirea scorului final de 0 la 0 a avut-o și centralul partidei, care în minutul 70 i-a privat pe Vasluien de o lovitură de la 11 metri. Ultimul cuvânt i-a aparținut însă fundașului central Ionus Balaur, care, cu un minut înainte fluierului de final, zguduie transversala rușilor, menținând astfel o statistică deloc îmbucurătoare pentru Ciobotariu. În cinci amicale ale jucate, Vasluieni au înscris o singură dată din acțiune. Se speră ca până la începerea returului să-și revină ofensiva și să se găsească un atacant care să finalizeze.